Moldova. Al meu, al tău, al tuturor, al tuturor. Bună seara, puiule. Ai vino repejor să-ți spun povestea. Mă asculți? Uite cum o încep. Era într-o pădure un vânător sărac lipit pământului. S-a dus el odată la vânătoare și a dat peste o găinușă de aur. A vrut să o împuște, dar găinușa îi zice: nu mă împușca, ia-mă vie și du-mă acasă la tine, că ți-o-i fi de folos. Era găinușa aceea năzdrăvană. A dus-o vânătorul acasă și a pus-o într-o cușcă. În fiecare zi, găina îi oua câte un ou de aur. Vânătorul îl ducea la târg și îl vindea unui negustor bogat. Azi un ou, mâine altul. S-a pus pe gânduri negustorul: de unde ia omul ăsta atâtea ou de aur? A luat el și s-a pornit într-o zi la vânător să-i scodească ce și cum. Dar acasă era numai femeia. Vede negustorul găinușa, se uită la dânsa și spune femeii căci că această găinușă aduce nenorocire și s-o taie. Femeia nici că vrea să audă. Atunci negustorul scoate o pungă cu bani și zice: iaca, vezi? Dacă tai găinușa și îmi faci o zamă, îți dau toți banii ăștia. S-a învoit femeia și a tăiat găina. A cenătuit-o, a pus-o la foc, dar când carnea de-a să fie aproape fiartă, de cuptoraș s-a apropiat Mitruț, băiatul vânătorului, a înhățat inima și a înfulecat-o. Negustorul mai se crape de ciudă. Știi de ce? Pentru că citise pe gușa găinușii: cine a mâncat inima mea va avea mare noroc. Tare s-a mai înfuriat el și a plecat cu bani cu tot. Mama lui Mitruț a luat o jerdie și după el să-i facă un fricuș. A scăpat așa chilipir din pricina lui. Dar băiatul țuști și pe aici ții drumul. A ieșit în șleah și se joacă în colb. Treci pe acolo un moșneac pitic cu barbă lungă și îi zice: măi, băiete cu noroc, hai cu mine. Și l-a luat de mână. Au mers ei până au ajuns la o piatră. A dat moșneagul în piatră de 3 ori cu piciorul, s-a prăbușit piatra și s-a deschis pământul. Intră, a zis moșneagul, dă-ți drumul sub pământ. Acolo ai să vezi un palat de aur. Intră în palat și ia de pe mucheia hornului o cheiță ruginită. Pe urmă te întorci, mi-o dai mie și-ți dau pentru asta un bănuț. A coborât băiatul, dar acolo sub pământ o minunăție. O livadă cu pomi rotați care rodeau numai poane de aur. Pe crengi cântau păsări de aur și mărgean. Și așa străluceau păsările, de te dureau ochii. Mitruț a rupt și prăsade de aur, le-a pus în sân și a mers mai departe. În mijlocul livezii a dat de palatul de aur. Împrejur, pustiu, nici țipenii de om. A intrat el în palat, s-a ițit pe cuptor, nimeni. A întins mâna și a luat cheița ruginită de pe mucheia hornului. I-a dat în gând atunci băiatului că aceasta e o cheiță fermecată. Și a început Mitruț să huzurească de bine. Cine știe, poate și astăzi mai trăiește. Dar aici povestea se sfârșește. Ți-a plăcut? Dormi. Noapte bună, puiule.